de asta Jobs Over Your Dead stau un puțin mai bine pe strategie. Blue Raven îl găsește pe Bunker. Acolo este Blue Raven. Swap Green Angel, dar timing bun din partea lui Blue Raven. Trage aici Chill Baby, scos de Blue Raven. Double kill-ul pentru jucătorul de Jet. Excelent. Și Fiorin Maru, din păcate, nu poate să facă ridic de unul singur. Blue Raven de la Jobs Over Your Dead scoate cu șeriful, cu acel șerif pe care l-am văzut și pe Bind. Cumva el joacă șerif în rundele de pistoale și reușește. Și să vedem Jobs Over Your Dead, un play extraordinar. Vedem acolo pe jucătorul de Raze. Blue Raven însă scoate pe Urs. Sobaraz, ce scoate pe West. Blue Raven îl scoate pe Zenith cu operatorul la pase, e scos de Blue Raven. Blue Raven, practic, rotatorul de se bază în jurul acestor, îl scoate pe OCP, că smoke-urile. Ia pasă Blue Raven, regresește până la urmă pe Javelin. S-a plecat aici în Zen, în fața lui este Blue Raven, cu Alkinul pentru el. Blue Raven, pentru că aveai smoke-uri, aveai utilități foarte bune. Blue Raven, însă pot bine zis, trec de acel inescos din partea lui Blue Raven. CM scos de acesta, CM scos de Blue Raven. A urcat Blue Raven și nu-i auzit și nu are cum să facă 5-0. Foarte aproape și este foarte secat jucătorul de Jet, dar are nevoie de un singur clones și îl scoate pe CM 5 HP. Pentru jucătorul de Jet, care a pus mână și pe o armă pe Hill. OCP l-a scos pe Fenric, Blue Raven. Bă, Blue Raven sare și dă numai headshot-ul cu spectrul. Aici surprinde un jucător, dar nu reușește fragul. Blue Raven îl pune la pământ, Fenric îl scoate pe Lehel. Fiorin Maru vine cu trade-ul pe Fenric, pe Fenric. Blue Raven îl scoate pe Fiorin Maru, trage aici Ghost. Dar spray-ul nu este on point. Blue Raven quad kill și Jokes Over Your Dead sunt la match point.